Salutare, oameni buni! Mi-a scris cineva în comentarii că tare frumos să începem așa cu un pic de vorba ardelenească, cum v-am obișnuit de altfel, și în unele episoade o luăm așa mai pe direct, alteori o luăm așa mai șerpuit. Astăzi ne aflăm la căsuța din Cătun și vrem să vă arătăm evoluția acestei zone, pentru că am arătat în videourile anterioare cum am scos pomii. În momentul de față mai avem doar jumate de livadă, partea ce a fost cu meri, pentru că partea cu prunii arată așa. Am reușit să smulgem o foarte mare parte din buturugi, să le smulgem cu tractorul. Victor s-a și distrat, o dus el cu tractorul mare niște buturugi. Am filmat cum s-o arat și n-am mai apucat să filmăm cum s-o prezat, pentru că a fost o întreagă provocare, o întreagă epopee. Toată procedura asta de împrospătare acestei suprafețe. De fapt, vreau să vă povestesc un pic despre imensele provocări și greutăți de a locui la țară. Noi am atins așa tangențial și pe scurt în alte videoclipuri despre cât e greu să locuiești la țară, mai ales în contextul în care acum oamenii migrează din nou spre țară, pentru că face sens. Poți să-ți crești un pic de mâncare, care cât de mult timp are și cât poate să-și crească mâncare pentru el în gospodăria proprie, ai mai multă libertate, ai un spațiu în care să te desfășori, după cum ne-a arătat perioada de pandemie. Și foarte, foarte important să locuim la țară din punctul nostru de vedere. Tocmai de-aia facem videoclipurile astea. E un pic frig, așa că stau cu mâinile în buzunar să-mi încălzesc foarfeca de tuns și ruleta. Tocmai de-aia facem videoclipurile astea, să vă arătăm viața care trăim noi la țară, dar vă arătăm și greutățile pe care le avem, pentru că e într-adevăr o provocare. Și unele lucruri le putem spune, altele le putem spune voalat, altele nu le putem spune deloc, dar tragem nădejdea că sunteți urmăritori inteligenți și oameni înțelepți și veți citi între rânduri, pentru că viața la țară nu e un paradis așa cum își imaginează lumea. Pentru noi e un paradis, pentru că asta ne dorim și asta iubim, însă e greu. De foarte multe ori e foarte, foarte greu. Haideți să vedem despre ce e vorba în video de astăzi. Și mai ales să ne apucăm de treabă, pentru că trebuie să ne luăm copiii de la școală imediat și avem o zi destul de încărcată. Am adus niște zmeură de acasă, niște drajuni de zmeură. O să-i plantăm pe lângă gardul ăsta, pentru că din experiența noastră și unde mai am plantat noi acasă, e foarte ușor să ghidezi și să susții un pic tufele de zmeură de un gard ajutător. Și asta o să încercăm să obținem, pe lângă faptul că suntem destul de retrași aici, dar nu ne încurcă încă un pic de vegetație productivă pentru noi, care să ne dea un pic de intimitate și pe partea asta, că mai trece lumea la culezi de ciuperci, mai... poate ne trezim noi să umblăm dezbrăcați prin curte și nu ne dorim așa de mult să ne vadă lumea. Na. Și atunci avem acibul 15-20 de drajuni de zmeură și o să-i plantăm așa cam la 50 de centimetri distanță pe partea asta. Chiar dacă principala problemă a acestei suprafețe de teren a fost faptul că aici a fost plin de pruni și răsăreau lăstari din ăștia de pruni constant, pentru că prunile unele mai cad înainte de a le culege, altele... În continuare e plin pe aici de lăstari. Și problema cu prunii erau că ăștia erau pruni vechi, bolnavi, și noi nu prea avem ce face cu prunele, producția era slabă și deficitară și problematică, și atunci am socotit că îi scoatem pe toți ca să înființăm o livadă nouă. Și problema cea mai mare a fost cum îi scoatem din pământ. I-am scos cu un tractor, ne-am bătut capul, însă nu ne dădeam noi seama atunci că cea mai mare problemă de fapt va fi să finisăm acest teren, pentru că odată scoase ceatele alea, am avut o grămadă de borte, cum se zice aici în zonă, sau de gropi, de șanțuri, și era foarte important să îndreptăm să finisăm terenul. Ia uitați ce frumos l-am finisat. A fost necesar o arătură adâncă. Și cea mai mare problemă a apărut când a trebuit să frezăm acest teren, pentru că ne doream din toamna asta, după ce l-am arat,
să ne apucăm la plantat ca să prindem un sezon, încă un sezon în plus de plantare sau de creștere a acestor pomișori tineri. Aici nu ne băgăm în detalii, dar vreau să vă zic clar, e un avantaj foarte mare pentru noi că aici suntem în Cătun. Suntem mai retrași, nu e așa mult trafic, e mai liniște, e pădurea lângă noi, avem o suprafață dreaptă cu un teren mult mai fertil decât cel de acasă. Însă marele dezavantaj este că suntem la vreo 2 km și ceva de sat, de următorul sat, de cel mai apropiat sat. Să știți că e o foarte mare provocare atunci când îți dorești să locuiești retras, pentru că totuși ai nevoie de oameni. Cum e cazul de față, ai nevoie să vină cineva să-ți frezeze pământul. Și oamenii de cele mai multe ori, mai degrabă, au lucrul lor toamna. Și pentru ei, când se pun la socoteală și se gândesc, vai, că mere 2 km, 3 km până la acela să-i frezez 5, 6, 7, 10 ari de pământ, și când mi-a luat încolo și când mi-a... Nu pe mi se merită și omul de la țară să gândește, vai, dar cât să-i cer, că nu-i pot nici ce are mult, ca pe nu i-a plăcea și m-a ocărât și nu știu mai ce. Deși din punctul nostru de vedere, vrem să ne rezolvăm o problemă pe care noi ne-am creat-o și avem un plan în desfășurare și practic e irelevant cât ne cere omul ăla pentru frezat. Să ne înțelegem. Omul nu o să ne ceară 1500 de lei pentru 10 ari de frezat. Dar omul să gândește, am cât i-ar putea cere, că nu se merită să mă duc acolo, n-am vreme, așa și așa și așa mai departe. Deci, nu-i ca și cum ne-ar cere 1500 de lei pentru un pic de frezat. Că ne cere 200 de lei, că ne cere 150-200. Ne-am rezolvat problema că aici frezăm o dată și ne-am plantat livada. Dar pentru noi a fost foarte important să vină cineva la frezat și foarte greu de a găsi pe cineva. Eu dacă pun la socoteală, cred că am pierdut vreo 8 ore numai... Căutând, dăm numărul ăla, du-te la ăla, caută-l, unde stă, nu e acasă, e plecat la horicie, e cu lucru, nu poate veni, sună, las ca vighe, stai cu un vighe, du-te înapoi la acela, vezi la acela. Foarte complicat. Dar ne bucurăm că în final am reușit să rezolvăm această problemă și uitați ce frumos arată locul nostru pentru noua livadă. Și înțelegem, credeți-mă că înțeleg, că și eu când am o treabă și am un plan pe ziua de azi, dacă vine cineva acum să mă roage să-i aduc, să-i fac ceva, mă duc. Că să știți că îmi place să fac un bine la cineva și mă bucur că am găsit oameni care au reușit să mă ajute. Dar sigur că fiecare între problemele lor și cu greu. Și le mulțumesc celor care ne ajută constant, urmărind acest canal, prin comentariile voastre ne ajutați foarte mult, prin abonare la canalul Orășan la Țară și totodată le mulțumim și membrilor care ne susțin în fiecare lună, apreciem susținerea voastră. Haideți să continuăm. O să încercăm să facem niște rânduri echidistante și cu așa cum trebuie, deși probabil vom face mai mare distanță între rânduri și vom reveni anul viitor cu plantări ulterioare care să ne dea distanța egală la finalizarea livezii, toamna viitoare. Dar acum, ca să ne plantăm tot ce avem și totuși să ne rămână o suprafață, de exemplu în zona asta unde poate vom planta cartofi sau ceva la primăvară care vine, în 2025, am măsurat de acolo distanța până la un pomișor ce l-am plantat în 2023 toamna, unde e lopata aia, și o să avem o distanță de 12,90 m. No, dar eu l-am descălțat ăsta. Eu l-am descălcit ăsta acum. Am uitat pe lângă picioare. Ața. Ața aia. Nu-i nimic. Ia de la stâlpul ăsta. Hai să-ți ține. De la stâlpul ăsta merem cu 12,90 m. Bun. Chiar mă gândeam zilele astea că de când m-am mutat la țară, cred că am plantat vreo 200 de pomi fructifere. Dacă nu mai mulți. Și cu câți ai rămas? Că eu știu de un măr care ne produce și un prun. Și atât. Da, tu îți bați un pic și joc. Dar păi nu îmi bați joc. Ce vreau cum să zic joc? Pentru cei care plantează intensiv, ăsta nu e un număr foarte mare. Dar pentru mine, orășan crescut în Oradea, să mă mut în Maramureș și să plantez 200 de pomi, cred că pot să mor liniștit, că îi vorba aia la noi că omul, ca să fie om în viață, trebuie să planteze un copac, să sape o fântână și să crească un copil. No, noi creștem doi copii și pe canalul ăsta de YouTube vă arătăm aventurile
din viața noastră la țară, din creșterea copiilor, din greutăți cu care ne luptăm noi, de exemplu ața asta pe care am tăcălcat și s-o mai încălci câte un pic, și multe alte lucruri pe care vă încurajăm să le știți voi. Și dacă vă ziceam de un om care trebuie să sape o fântână în viața lui, aici am un țăruș pe care mi l-au marcat niște băieți de etnie în toamna lui 2024 și cred că în primăvara lui 2025 o să mă încep eu frumos cu hârlețul, cu mâna, cu lopata, cu găleata, cu nevasta, cu micuțul, cu copiii, cu tot, să săpăm o fântână de un metru, doi, trei. Vom vedea cât de dâncă o ajunge, cât de curajoși om fi. Cel puțin o să începem. Apoi cum a fi, vom vedea. Și sigur o să filmăm treaba asta. Hai să ne întindem șirul. Ce facem? Că ăsta ne cade direct în fântână. Avem o problemă. A. Dacă mergem cu șirurile astea, nu știu cum ne dă acolo paralelismul. O să mă duc să măsor din pași cât îi pun acolo și cât îi pun acolo. Un metru, un pas diferență. Lucrurile stau destul de bine. Acum o să începem plantările, doar că acolo ne dă pe fântână mărul ăla, ce facem cu el? Că nu-l punem acolo. Am o pune-l un pic mai încolo, ori mai încoace. Păi nu, că eu om, vreau să-i pun tăți într-o formă. Păi bine, Daniel, atunci du-te cu un metru mai sus, cu totul, cu toți. Și care-i treaba? Cățul ăsta fix aici? De acolo am măsurat 5 pași. Și eu acum am măsurat de aici încolo. Că am vrut aici să fie 4 metri, dar eu de acolo îmi face cu... De ce nu vii aici să se vadă că lucruri și tu ceva în... Nu, mi-e fie. Hai, încoace. Da, da, acolo. Hai, da, tu încoace. Da, vin, că o să vin. Andreea e mai timidă de cameră, ea despachetează copacii acolo în spatele camerei să nu vedeți, că... Să puteți zice, dar ce, singur plantez atâta 200 de copaci și mânci numai dintr-unul? Vrei să-i las ăsta sau nu? Îl luăm ăla jos. Să fric? Da. Vrei să faci și tu o groapă de-asta? Nu, nu. Că păi strece frigul. A, păi strece frigul. Eu nu, eu vreau să nu fie frig numai. Zicea Andreea mai de vreme când a zis că am plantat, cred că vreo 200 de pomi. Într-adevăr, am transplantat vreo 15-20 de pruni sălbatici și am mutat în altă parte și am altoit. S-au prins vreo 3, 4, din care a rămas cu 2 acum, care merg și au un pic de producție. Ia, i-ai uitat. Dar unii pomi încă n-au intrat pe rod, că durează 4-5 ani până ți intră un pom fructifer pe rod. Să te poți bucura de el. Pe mine asta nu mă oprește să plantez într-una. Chiar dacă, da, foarte mulți pomi s-au și uscat. Pe unii au distrus dăunătorii, alții nu s-au prins, pentru că vă dați seama că și pomișorii ăștia noi îi cumpărăm și ne punem toată speranța în ei, dar nu ne garantează nimeni o rată de succes de 100%. Însă
ne continuăm treaba cu pasiune și cu speranța că nu neapărat că o mânca noi din pomii ăștia. Să știi că pe mine nici nu mă entuziasmează așa de mult câte fructe ai mânca eu. La fel de mult mă entuziasmează să-i văd crescând, să-i văd că s-o prins, să văd că intră pe rod și are cine mânca, a chiar și altcineva din ei, și așa mai departe. Și da, rata de prindere nu-i de 100%. După logica mea, plantez cât de mulți ca să prindă cât de mulți. Și cu cât rămân, asta e. Cine n-a plantat un pom, nu știe câți pom plantezi până ai de mâncat dintr-unul. Și câți se usucă și cu câți rămâi. Dar noi vă încurajăm să plantați pomi, pentru că dacă îmi plantați câțiva pomi, cel puțin unul se va prinde și veți avea și fructe. Și ăsta e gata. Merem la următorul. Neura nu e o plantă jinga, așa cum zice noi, sau sensibilă. Așa că o gropiță și e gata, merg mai departe. Dacă s-o prins acasă la noi în terenul ăla mai puțin fertil, suntem convinși că se va prinde și aici și în următorii ani ea se va îndesa în toate direcțiile. Noi o mai ghidăm câte un pic, o rărim ca să nu fie prea deasă din același butaș. Dar în general, neura și murea sunt una dintre cele mai ușor de plantat și insensibile culturi. Ea se mulțește, ăștia practic sunt drajoni, unde s-o prea îndesat plantația noastră de acasă. Sigur că o să fie acei experți care o să zică nu așa se plantează, trebuie groapă de 50x50. Credeți-mă că noi am plantat doar înfingând hârlețul în pământ și în crăpătura aia băgam zmeura, rădăcina și s-o prins. No, dacă vreți, aveți timp și aveți răbdare, puteți să le faceți toate ca la carte. Noi nu vă descurajăm. Mai degrabă problema cu zmeura e că odată prinsă, dacă nu o ții sub control, se sălbăticește și îți umple toată parcela. Deci toamna asta am cumpărat 27 de pomi și se pare că aici în cătun am adus doar 22, pentru că am plantat acasă vreo 3 cireși și 2 peri. Pe unde au mai rămas goluri. 22 de pomi și mai avem de plantat 3 șiruri a câte 5. Deci mai trebuie să cumpărăm o 15 pomi. Probabil o să cumpărăm vreo 5 piersici, câțiva peri și ce mai cumpărăm în ultimul rând. Da. Poate ne scrieți voi în comentarii ce fructe interesante, pentru că o să mai avem în anii viitor, anul viitor sigur vom mai planta din nou pe partea aia. Și aici pe culoare, pe unde vom termina de amenajat terenul. Deci probabil încă vreo 10 pomi fructiferi, cel puțin vom mai plata și toamna lui 2025. Asta dacă ne ține Dumnezeu cu sănătate și nu îmi fi... Dar speranțe sunt. Așa că scrieți-ne în comentarii ce pomi fructiferi, poate chiar mai exotici, știți voi, care merg și în România, dar ar fi de dorit
cel puțin aici în Cătun, să nu fie pomi care fructifică de vreme, pentru că iarna ține un pic mai mult datorită dealului din spate și zonei în care ne aflăm. Facem un pic de pauză și mai avem aici doi peri Williams, dar așa de final de video o să vă zic cam ce am plantat anul ăsta până acum. Avem vreo 5 meri Jonathan, avem 2 Star Crimson, avem un gutui auriu și am mai plantat vreo 4 măr Golden Delicios, 2 Cais cea mai bună de Ungaria, 2 Cireș Regina, 2 Cais Umberto și un piersic Baby Gold. Ăștia doi sunt păr Williams roșu și Williams galben. Cam asta e. Ești mulțumită, dragă, de ce vă mi-am plantat? Eu nu sunt mulțumită încă, trebuie să mănânc nimic. Asta nu mă, cu răbdare și să vedem câte găleți de apă le-o încăra la rădăcină. La primăvară trebuie să spargem ușuroaiele din jurul pomilor, că am făcut niște mușuroaie acum ca să fie mai protejați peste iarnă și la primăvară trebuie să spargem mușuroaiele alea și le aducem câte 2-3 găleți de gunoi la fiecare. Și abia peste vreo 4-5 ani, dacă suntem norocoși și udăm foarte mult în fiecare lună, de 4 ori măcar, sau dacă avem un an bun cu ploi suficiente în 2025, s-ar putea în 2-3 ani să începem să vedem câte o roadă de la ei. Dar pentru că am început așa video cumva dramatic despre cât de greu e să locuiești la țară, cred că noi ca țărani, că acum ne putem numi țărani după 10 ani, 12, 13 ani de locuit la țară, ne-am învățat deja cu răbdarea. Ne-am învățat că lucrurile durează, ne-am învățat că uneori ne iese, alteori nu și mergem înainte. Ne silim să facem cât de mult bine și cât de frumos în jurul nostru, cu speranța că o să ne și iasă și vom avea și rezultate și fructe de la ei. Ăsta e video de astăzi, dragilor. Andreea, dacă vrei să adaugi ceva la final? Nimic. Vrei să-ți saluți urmăritorii și fanii sau ești prea înghețată acum tu? Sunt foarte înghețată. Deata de ea, că eu m-am încălzit un pic și am mai... Când m-am săpat gropile, mie nu mi-a fost fric decât la picioare stând în cizmele astea de gumă. Dar ea, doar aducându-mi la mână și desfăcându-mi ambalajul de pe pomi, s-a înfrigurat bine. Vreau să-ți fac o cană. Nici nu ești tu foarte călită cu frigul, că eu tătă zoa. Tu stai pe la căldurică, pe la cratițe și faci mâncare bună și eu mai stau pe afară, mai umblu, mai ba pe la animale, ba pe la tot felul. Până e vreme bună și soare și vreme frumoasă așa și uscată, cât de cât să nu alunecăm umblând pe pământ. Mai lucrăm și mai facem de toate, că vine iarna când a veni și vom fi și blocați să stăm numai așa. Să... Eu pățesc deseori iarna că mă duc la geam. Îți aduce aminte, dragă? Pățesc iarna că mă duc la geam și mă uit pe geam și mă tătuit. Și mi se fac ce ciudă că ninge afară și nu pot face nimic. Dar asta nu se întâmplă decât după 2-3 zile de stat în casă și de blocați de zăpadă și de... Cu toate că avem de mărs la animale, de mulți, de dat, de mâncare, de toate cele, dar... Na. Lucru încetinește la țară pe timp de iarnă. Și cum ziceam, dăm înainte cât putem, până mai putem, amu, până e vremea bună. Așa îmi place, uite-te, dragă, să te uiți în zare, să vezi, ia 1, 2, 3, 4 șiruri frumoase, frumoase, frumoase de pom fructiferi. Și ori mai apărea încă 3, să vedem. Poate reușim să mai luăm încă 15 pomi și atunci așa ar fi frumos, nu? Să terminăm bucata asta, să știm că e plantată tot. Cât ai luat bucata? Păi nu a fost scump, că a fost 17 lei firul. Cu eticheta galbenă, care îi
cea mai bună e cea albastră, dar... Aia cât e? Aia cred că e de la 25, 30, 35 în sus. Și ce e mai special la ea? Cred că diferența dintre eticheta albastră și eticheta galbenă, cel puțin albastru e mai calitativ. E mai controlată calitatea puietului, rădăcinile mai stufoase, din ce am înțeles, ca și categorie de altoire, e mai superioară. Pomișorii cu eticheta albastră, pe lângă calitatea mai superioară, am impresia că e și garantată cumva. Atâta cât îți pot garanta că acum... Na, practic, pot. Pomișorii ăștia îs saltoiți din pomi cu eticheta albastră, știi? Deci autentică, cu certificat de garanție, cu toate cele. Dar noi am avut rate foarte bune de succes, chiar și cu eticheta galbenă și... Poate că pierdem unii pomi fructiferi datorită faptului că nu-i stropim. Nu-i stropim și probabil ar trebui să începem să-i stropim anul ăsta, măcar până intră pe rod, să-i ajutăm cu unele protecții la insecte și așa mai departe, până intră pe rod. Deși, pe de altă parte, după socotele mele, odată ce îl înveți pe un pom să fie... Dependent de ajutorul tău, e mai dificil de controlat pentru că el va fi expus mai mult bolilor, ori continui, pe toată durata exploatației a livezii, cu tratamente așa, deși acum sunt tratamente și naturiste multe, da? Costisitoare. Ori, după spusele unor vlogger și unor oameni care mai întrețin livezii, în ce am văzut eu și pe afară, poți să-ți asumi un oarecare risc că unii dintre ei vor muri și să plantezi cât de mulți, schimbând sigur pe cei care nu sunt viabili și nu reușesc să supraviețuiască, dar în felul ăsta îți creezi o livadă rezistentă la boli. Cât poate fi de rezistentă în contextul actual, dar să știți că noi avem pomi fructiferi tineri și cam asta e ideea, strategia pe care noi o urmăm. Dragilor, nu știu cât de lung a fost video ăsta, dar celor care ați ajuns până la final, vă mulțumim pentru vizionare. Neapărat să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii, pentru că contează pentru algoritm și pentru încurajarea noastră ca YouTuberi încă începători. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. E fain lutul ăsta. E lut? Uite ce știam. Șeoaie zice la asta, din ce știu eu. Foarte... Are humus în el. Da. Nu știu ce are, nu cred că e humus. Humus e altceva. Materie organică sănătoasă. Cred eu că e humusul. Nu? Viscozitate de aia sănătoasă pentru pământ. A, bun pământul, eu mă refer la potențialul lui pentru olărit, știi? Nu, lasă, nu mai spune că ori vini oamenii și ne-or dezgropa livada ca să facă oaleciul cele de aici.